O altă surpriză plăcută a fost echipa mixtă formată din Iriciuca Angela de la Daua Botoșani și cu Ocu Nicoleta, echipă pe care am scris-o pe clubul Sindaua în acest an, deoarece acum 2 ani aceste două fete și-au vice-campioane pe clubul Daua și anul acesta am făcut rocada. Au ieșit anul acesta campioane naționale. Îl mulțumesc pe această cale domnului Costela Eroaie că a acceptat această formulă să concureze sportiva noastră pe clubul lui, dar cred că a fost în beneficiu ambelor cluburi. E important că fetele au participat, au confirmat că sunt într-o creștere valorică, luând titlul național.